Deși sărbătorile de iarnă au rămas departe în umbră, zilele trecute copiii din 10 familii din raionul Șoldănești au beneficiat de daruri. De rând cu dulciuri și jucării pentru copii, familiilor în care cresc mai mulți copii le-au fost aduse produse alimentare, inclusiv cartofi și ulei, lingerie și detergenți. Toate acestea au fost procurate și distribuite cu suportul acordat de reprezentanții asociației Terra Valahia. Deci noi vă încurajăm, știți că nici societatea civilă, nici poliția nu este indiferentă de dumneavoastră. De bucurie, de... Avem așa onoarea de a veni la noi musafiri, așa, oasă, așa la... Aducem lumină familiilor care au nevoie de noi. Cu ce putem ajutăm? Este compania împreună cu Inspectoratul General de Poliție, Asociația Terra Valahia, împreună cu Metropolia Chișinăului și a întregii Moldovei. Deci noi vrem să acoperim întreg teritoriul Moldovei. În acest sens au fost selectate câte o familie din fiecare sat. Deci suntem acum în zona de nord. Clar lucru că aceasta nu este ultima acțiune desfășurată de către poliție de comun acord cu societatea civilă, de către organizații non-guvernamentale, cum ar fi Terra Valahia și Metropolia Moldovei. Astăzi noi vrem să ajungem la 100 de familii. Prima etapă a caravanei s-a desfășurat în preajma Revelionului și atunci Moș Crăciun a fost în 100 de familii din țară.